Acuzații de blat la adresa Antena 1, după ce Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost salvați de la eliminare, se știu câștigătorii. Au fost emoții intense pentru Nicolai Tand și Sorin Brotnei, în ediția de Miercuri Seara, de la Asia Express. Trei echipe s-au întrecut la cursa de ultima șansă, iar misiunile au fost dificile. Irina Fodor a anunțat la final ce echipă a ajuns ultima și a deschis cutia pentru a vedea ce culoare are dragonul. În funcție de acest aspect, concurenții respectiv plecau sau rămâneau în emisiune. Deznodământul cursei a fost unul fericit pentru Nicolai Tand și Sorin Protnei, căci eu au ajuns ultimii. Au rămas în competiție, iar acest lucru a stârnit multe reacții în mediul online. Fanii show-ului au făcut acuzații de blat la adresa Antena 1. Anca Țurcașu și Mane Voicu, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă și Nicolai Tand și Sorin Protnei au intrat la cursa pentru ultima șansă, iar ziua lor a fost plină de misiuni dificile. Au făcut orice pentru a ajunge primii la Irina Fodor, să nu cumva să spună adio competiției. Sorin Brotnei și Nicolai Tand au fost cei care au ajuns ultimii la această probă, însă din fericire pentru ei au rămas la Asia Express. Prezentatoarea a cerut cutia cu dragonul, iar culoarea acestuia a fost verde. Asta a însemnat că Nicolai și Sorin rămân în competiție și trec în etapa următoare. Fanii Asia Express. Acuzații pe bandă rulantă la adresa show-ului. Ei bine, acest lucru n-a făcut altceva decât să strănească o serie de reacții în mediul online, printre susținătorii altor concurenți. Mulți au considerat că această decizie nu a fost tocmai corectă. Majoritatea care au câștigat Asia Express au avut legătură cu Antena 1, doar nu o să câștige o echipă care nu aparține de Antena, a scris o persoană, pe pagina oficială de Facebook I America Express România. Reamintim că pagina emisiunii se numește încă America și nu Asia, după sezonul trecut. Comentariile nu au încetat să curgă la postarea despre Sorin Brotnei și Nicolai Tand. deci se adeverește că ei sunt câștigătorii concursului. A mai scris cineva. La final vor fi câștigătorii sezonului. Nicolai cu Sorin, scrie o persoană. La cât sunt de lenți e greu de crezut. Dar la antena un totul e posibil. A fost alt comentariu. Mă bucur că a fost verde. Nu cred că ei au ajuns ultimii. Din păcate, va trebui să mai suportăm pe Oana încă o etapă. A fost un comentariu. O altă fană a scris. E simpatică Oana. Dar se știu deja câștigătorii. E cine sunt câștigătorii? a întrebat cineva. Altcineva a răspuns. A Nicolai și Sorin. Și dacă e adevărat, e mânărie. La fel ca la sezonul trecut, a fost alt mesaj. Zeul, adică producția. Ce vrăjea la oștea că zeul a decis. A mai spus altcineva.